seara am revenit, așa cum ziceam, avem acțiune de dezinsecție potriva țânțarilor, în prima fază în zonele mai puțin populate și la noapte în cartierele de blocuri, că la ora asta încă sunt oameni ieșiți pe afară. Așa cum am spus, se dă doar la sol. Am venit fără să le spun, să văd, că știam în ce zonă trebuie să dea, dacă sunt pe aici și dau. M-a necăjit o doamnă asta că a zis că dăm cu apă de ploaie. Așa, ca să fac o glumă, am zis, dacă nu credeți, dacă e apă de ploaie, să luăm un pahar să gustăm. Nu-i cazul, nu e apă de ploaie, doar că zonele cu foarte multă vegetație sunt multe. Zona de curți, de grădini, de subsoluri, noi nu putem acoperi dâmpi pe toate străzile, în toate zonele verzi, pe alei, pe unde putem. Și sperăm să avem un efect cât mai mare. Acum o să vedem asta aici, dacă nu mă înșală memoria, a patra sau a cincea acțiune din anul ăsta. Și o să mai continuăm și în august și în septembrie, funcție de cum e vremea. Ne cerem scuze unde mai cade substanță și pe mașini. Nu avem ce să facem. Unde sunt parcate, cât putem încearcă să le ocolească, dar asta e. Uite, nu o să mă mai țin după ei, că îi las să-și facă treaba. Și noaptea asta și noaptea viitoare, și funcție de cum se termină, dacă e cazul și a treia noapte. Dar probabil vremea e bună, dacă ne lasă în două nopți, reușim să parcurgem. Sunt vreo 7 mașini, 6, împărțite pe toate cartierele. Să sperăm că au efect nu doar asupra țânțarilor, ci și asupra purecilor ăștia, auzi, că le zice tigri de frasin și de platan. Sperăm să mai moară și din ei. Domnilor, noapte ușoară. Dați peste tot. Aici sunt cei mai gumiți. A, bun, aici nu-i lume, la blocuri am vedea, mai încolo să nu fie lume ieșit. Intră, nu strigă, nu facă legie. Bun, acum... În centru, în parcuri avem probleme. Strigă că de ce dăm, nu? Na, de ce... Bună tuturor, sau bine. Bifăm încă o acțiune de luptă cu țânțarii. Noapte bună tuturor.